o amânare cât un eșec. Evoluțiile din ultima perioadă din spațiul european, dar și evoluțiile din spațiul intern, fac din ce în ce mai previzibil rezultatul Consiliului European de iarnă. Astfel, pentru Republica Moldova, răspunsul nu va fi unul de începerea negocierilor de aderare, ci o amânare până în luna martie a anului viitor. Motivele acestei amânări, care în fapt este un refuz mascat, aduce și mai multă imprevizibilitate pentru Republica Moldova și riscă să ne arunce într-un carusel al amânărilor asemeni cazului României, ce este ținută pe nedrept de peste 12 ani la ușa Schengen, sau a Turciei, ce negociază de 10 de ani aderarea la Uniunea Europeană. Cauzele acestui eșec previzibil sunt multiple și acoperă mai multe paliere. Printre cele mai importante motive ale acestei amânări, deopotrivă interne și externe, sunt legarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană de Ucraina. Am avertizat în nenumărate rânduri că parcursul european este necesar a nu depinde de nici o altă țară, mai ales de un stat în război, permițând astfel o evaluare individuală a Republicii Moldova. Neîndeplinirea totală a foiei de parcurs remise de Uniunea Europeană și existența unor restanțe majore ce nu au fost îndeplinite de actuala guvernare, deși dețin puterea absolută în stat. Instabilitatea internă a Republicii Moldova, datorită nu doar a elementelor hibride externe, dar și a incompetenței actualei guvernări. Existența unor divergențe majore privind procesul de extindere între țările Uniunii Europene. După cum se știe, țările din Balcanii de vest sunt de foarte mulți ani candidate și în așteptarea aderării la Uniunea Europeană, beneficiind de sprijinul substanțial din partea mai multor state europene. Și nu în ultimul rând, alegerile europarlamentare din țările Uniunii Europene, ce pot duce la o reconfigurare totală a Parlamentului European, dar și a viitoarei Comisii Europene. Deci și o schimbare a priorităților viitoarei structuri de conducere europeană. Deoarece acest Consiliu European de iarnă practic are decizia luată, trebuind doar vociferată, este necesară concentrarea măcar pe reuniunea Consiliului European din martie, atunci când și dacă vom avea capacitatea de a înțelege resorturile pentru care am fost amânați în decembrie. Putem primi demararea negocierilor de aderare și implicit accesul la fondurile europene, care ne-ar ajuta să ne dezvoltăm. Pentru că acest lucru să aibă succes, este necesar ca să ieșim din binomul cu Ucraina și să fim evaluați individual, iar decizia să fie luată exclusiv pentru realizările noastre, fără a fi dependenți de o altă țară. Explicarea partenerilor ucraineni că o avansare a Republicii Moldova în procesul aderării la Uniunea Europeană este una benefică pentru Ucraina și nu reprezintă un element concurențial sau anti-ucrainean, ci o înțelegere deplină a contextului actual. Ieșirea PAS din autoizolarea în care s-a instalat și invitarea partidelor pro-europene de opoziție în procesul de reformă ce vizează aderarea la Uniunea Europeană. Îndeplinirea restanțelor din foaia de parcurs și atragerea expertizei, inclusiv a partidelor de opoziție. Partidul Liberal Democrat din Moldova este totuși partidul sub guvernarea căruia Republica Moldova a obținut atât ridicarea vizelor, cât și acordul de asociere, dar și acordul de liber schimb, care a permis Republicii Moldova reorientarea comerțului exterior dinspre est spre vest. Reducerea instabilității interne prin angrenarea opoziției într-un parteneriat intern, gen Snagov din România.
organizarea unor grupuri formate din membri ai actualei guvernări, dar și ai opoziției pro-europene, care să fie angrenate în explicarea partenerilor externi a necesității primirii cât mai grabnic a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cu toate că actuala guvernare a încercat să monopolizeze vectorul european, integrarea europeană este de fapt un efort național ce nu aparține și nu poate aparține exclusiv vreunui partid, ci doar printr-o largă participare a puterii și opoziției, precum și a societății, poate aduce succesul european. Rezultatul Consiliului European de peste câteva zile este un eșec al Maiei Sandu și PAS, pe care trebuie să și-l asume public. Așa cum am mai spus, acordarea statutului de stat candidat este ultimul cadou pe care Republica Moldova l-a primit din partea Uniunii Europene. Din momentul în care am primit statutul de stat candidat, totul depinde doar de noi. De noi depind reformele și adaptarea legislației la IQ-ul comunitar, de noi depinde lămurirea partenerilor externi, de noi depinde sprijinul conjugat al cetățenilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu este doar o politică externă. Asta trebuie să înțeleagă cât mai repede guvernarea, ci mai ales o politică internă de transformare, adaptarea statului la cerințele spațiului european în care vrem să mergem. Din acest motiv, vorbele diplomatului român Nicolae Titulescu rămân valabile. Dați-mi o politică internă bună și vă dau o politică externă foarte bună.